Cei cinci giurgiuveni medaliați la campionatul mondial și cupa mondială de Kempo din Ungaria s-au reîntors marți seară la antrenamentele echipei de club CSEC Vila. Colegii acestora i-au întâmpinat cu aplauze și flori un moment special introdus de antrenorul Ion Chelu după fiecare competiție internațională. Sportivii giurgiuveni au povestit că ambele competiții au fost mai echilibrate ca niciodată, însă pregătirea și seriozitatea din timpul sezonului au garantat obținerea unor rezultate importante. Competiția din Ungaria a fost, cum cam fiecare an, foarte grea. Mereu vin din ce în ce mai mulți sportivi, din ce în ce mai multe țări. Am avut surprize de la țări pe care nu le cunoșteam înainte să vină foarte, foarte în forță, dar ne bucurăm că am reușit până la urmă să câștigăm și să ne arătăm că până la urmă România poate să ieși pe locul întâi. A fost o competiție grea, cu nivel foarte, foarte greu, foarte ridicat, dar eu spun că pregătirea noastră și-a spus cuvântul, că am dat tot ce am putut acolo și ne-am comportat, spun eu, foarte bine. Sorin Băluță și-a trecut în palmares două noi medalii, ambele de aur, cucerite la semi-contact și submission. Au fost două medalii de aur la stiluri total diferite. Unul dintre stil a fost submission, care este în general lupta la sol și tot ce înseamnă judo, iar celălalt stil a fost lupta din picioare, semi-contact, unde contează foarte mult viteza. Două categorii diferite, cu mulți oponenți din țări diferite și în care a trebuit să abordez strategii și tehnici diferite. A fost dificil, a fost foarte greu, dar am reușit să-mi găsesc liniștea în minte pentru a gândi și pentru a aborda situația cum trebuie. Cel mai experimentat sportiv al CSEC Vila prezent în Naționala României de Kempo și de altfel singurul care a luat parte la întrecerile de seniori, Ionuț Mitrea, a obținut 3 medalii. Am lucrat ca o echipă și nu cred că pot să spun că am fost eu liderul acestei echipe. Suntem toți componenți, suntem colegi și nu ne diferențiază nimic. 5 din cei aproximativ 30 de sportivi care au reprezentat Naționala României de Kempo la cele două competiții din Ungaria sunt legitimați la CSEC Vila Giurgiu. Ionuț Mitrea, Mihai Dăncescu, Sorin Băluță, Șerban Rovențu și Marius Tatauan au cucerit împreună 14 medalii, 7 de aur, 4 de argint și 3 de bronz. Cu ei în echipă, România a obținut primul loc în clasamentul pe națiuni.